Bună ziua, România! Cu doar câteva zile înainte de începerea campaniei electorale, PNL a organizat o manifestație electorală chiar în județul natal al lui Liviu Dragnea. În 7 ani de când guvernează România, Liviu Dragnea și ai săi au spus un singur adevăr. Unul singur. România merită mai mult. Da, România merită mult mai mult decât PSD. România merită mult mai mult decât Dăncilă. Merită mult mai mult decât Carmen Dan. Merită mult mai mult decât Liviu Dragnea, decât Eugen Nicolicea, decât Codrin Ștefănescu, decât Mitraliera Rădulescu, decât Șerban Nicolae, decât Olguța Vasilescu și Claudiu Manda. Cu ochii pe ei și cu parul pe ei, cu plângeri penale la îndemâna fiecărui delegat la secția de votare din partea Partidului Național Liberal, cum i-a prins că vor să fure, imediat anunțăm poliția, dăm telefon la 112, depune plângeri penale. 3500 de oameni au strâns liberalii pentru mitingul organizat în Alexandria. În democrație, dragii mei, hoții stau la pușcărie, nu în parlament, nu în guvern și nu în sediile partidelor. Să nu vă fie frică, pentru că Liviu Dragnea pică și va pica direct în nas, mult mai repede decât își închipuie cei care încă îl susțin. Pe scenă au urcat toți liderii PNL împreună cu candidații partidului la alegerile europarlamentare. Elibera Oradea Mare!